Un bărbat din Alba și-a cumpărat permisul de conducere de pe Facebook cu 2000 de euro. A fost prins însă în momentul în care s-a dus la poliție pentru a-și schimba documentul. În luna augusta anului 2020, bărbatul din Alba, în timp ce se afla în Germania, a găsit un anunț pe Facebook unde o persoană vindea permise false de conducere cu 2000 de euro. Bărbatul a trimis datele personale, o poză, dar și suma solicitată pentru a primi în schimb un permis auto. Este vorba despre un permis ce imita documentele emis de autoritățile din Marea Britanie. La doar o lună distanță, după ce și-a cumpărat documentul, a mers cu el la poliție. În acte era chiar șofer de tir, însă bărbatul nu avusese niciodată un permis emis în România. Mai exact, în data de 18 septembrie a mers la serviciul de permise auto-alba, acolo unde a solicitat să-i fie schimbat permisul, după ce autoritățile au introdus datele în sistem și au dat seama că documentul era fals și au anunțat imediat procurorii. Prin urmare, acesta s-a ales cu un dosar penal. La aproape patru ani de la comiterea faptei, bărbatul și-a aflat pedepsa din partea judecătoriei a IUD. Judecătorii l-au condamnat la 4 luni și 20 de zile de închisoare cu amânare pentru complicitate la fals. Momentan, sentința nu este una definitivă. Relatează Antena 3.ro.